Bună ziua tuturor și bine ați revenit pe canalul meu Luminița Tarot. Voi face oroscopul zilei pentru Zodia Pești. Haideți să vedem. Zodia Pești, ai nevoie de echilibru să aduci în viața ta pentru că văd un pic de instabilitate, de anumite dubii. Vei avea mai multe treburi de făcut, de rezolvat. Poate să gestionezi două munci în același timp, două lucruri în același timp. Trebuie să o faci cu calm și cu echilibru, da? E posibil să iei și anumite decizii, să faci, să iei decizii, să acționezi. A ieșit regele de cupe. E posibil ca dumneavoastră să rezolvați aceste lucruri. Sau un bărbat sub semnul lui de rac, scorpion sau pești, sub semnul lui de apă, un semn de apă, să fie îndrăgostită de dumneavoastră sau ca o persoană matură, emotivă. În ce privește emotivitatea, este o persoană matură, o persoană sensibilă și sinceră. E posibil să luați o decizie cu această persoană. E posibil să vă împăcați cu această persoană, să se reîntoarcă la dumneavoastră, să începeți ceva frumos nou în iubire. Da? Văd o mare iubire aici. Este o persoană îndrăgostită în ce vă privește. Haideți să vedem și îngerii. Apă. Beți mai multă apă și mănâncă mai sănătos, adică în ce privește verdețurile, legumele sau fructele, să le mâncați mai mult. Verdețuri proaspete și fructe proaspete. Aveți nevoie să vă hidratați, aveți nevoie de mai multă apă. Aveți nevoie de mai multă apă. Acestea au fost spuse, vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă. Ne vedem data viitoare. La revedere!